ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Iașul TVD în această după-amiază. La fel ca în fiecare joi, ne întâlnim cu invitați de seamă, cu invitați frumoși, cu invitați care de-abia așteaptă să ne povestească despre evenimente unul și unul. Bineînțeles, la fel ca în fiecare joi, alături de dumneavoastră și colegul meu, actorul renumit Andrei Ciobanu. Bună ziua, adică, și bine te-am găsit! Adică și colegul meu, adică întâmplător și colegul tău. Am trecut pe aici, da. Puțin, nu? Da. Păi vai, nu-ți cântam eu pe hol mai devreme un actor grăbit? Ba da, dar nu trebuie să spunem chiar tot acum la cadră, nu? Adică... Păi de ce să nu știe lumea că am și talentul ăsta? Și... Da, are și talentul ăsta. Așa am zis că spun că are și talentul ăsta, da. Dar... Așa. Nu, banii ți-i dau după. Promit. Da, bine, ok. Hai să lăsăm glumele, zic eu. Și dacă tot ai vorbit de muzică... Păi de asta am încercat să... Era o trecere ca la televizor. N-ai înțeles nimic. Am înțeles. Da, dacă tot am vorbit de muzică, eu zic să vorbim despre un eveniment care va avea loc luni seara și care este cântec pentru Teodora. Teodora, o fetiță care suferă de sindromul Down, dar mai mulți artiști s-au strâns, s-au dat mână cu mână, cum zicem noi aici, ca să facă un lucru frumos. Și pentru asta o avem invitată pe Beatrice Duca, care și prezintă acest eveniment. Bună ziua și bine v-am găsit! Și de la care a pornit, nu? În primul rând, da, mulțumesc tare mult pentru invitație. Mi-am dorit mult să ajung aici la voi, că dacă nu aici unde te vede Iașul, unde în altă parte mi-aș fi putut prezenta evenimentul. Așa este, eu sunt practic organizatorul acestui eveniment și îl și prezint, așa cum bine ai spus. A pornit de la învățătoarea fetiței, care m-a întâlnit întâmplător și știind că eu am mai cântat la astfel de evenimente, m-a întrebat dacă aș putea să fac ceva și pentru Teodora, să o putem ajuta. Bineînțeles că am spus da și apoi zic că dacă tot m-am apucat, ia să fac eu ceva și deosebit. Frumos nu, că toate spectacolele sunt frumoase, pentru că sunt oameni frumoși care își dau sufletul acolo pe scenă și tu știi foarte bine ce spun eu acum. Dar am zis hai să fac ceva deosebit, cunoscând publicul iubitor de folclor din Iași, pentru că în ultima vreme am cam fost prin toate evenimentele de acest gen, am să aduc pentru publicul nostru drag și o orchestră live. Și toți artiștii îndrăgiți de aici, de la noi și nu numai, pentru că am și artiști de la Vaslui, de la Vatra Dornei. Și lista bănuiesc că e lungă. Cum a pornit? Adică ai zis, ok, hai să fac ceva diferit. Dar cum ai îmbrățișat provocarea asta? Pentru că, într-adevăr, este un caz, eu o știu personal pe fetiță, am mai încercat și noi la Iași TV Live să strângem fonduri pentru ea în iarna trecută. Este un caz care nu te duce cu gândul tocmai la muzică, dans și voie bună. Păi, în așa fel puteam eu să o ajut. Asta fac, cu asta mă ocup și atunci nu puteam să fac altceva. Asta m-am priceput și asta am făcut. Am început să dau telefoane. În primul rând am sunat interpreții de muzică populară, colegii și prietenii mei. Cu toții au acceptat și nu doar că au acceptat, au sărit și în ajutorul meu de a susține evenimentul, de a-l promova, de a mă pune în legătură cu alte persoane care să poată susține chiar și material, pentru că este nevoie și în organizare de oarece resurse financiare. Și în momentul în care am avut acceptul lor și lista artiștilor pe care cu acordul vostru mai târziu o să și specificăm, am sunat la Bălți, la dirijorul orchestrei Barbu Lăutaru, cu care eu am o colaborare, deja am câteva înregistrări făcute alături de ei, melodii care au prins foarte bine la publicul iubitor de muzică populară. Am sunat oarecum, eu știu, cu o strângere de inimă, pentru că nu-i de aici de acolo să te apuci să inviți, să chemi, practic, o orchestră formată din 20 și ceva de instrumentiști și să-i rogi să cânte gratis, care vin din Republica Moldova, care trec printr-o vamă, adică nu este chiar simplă o astfel de deplasare, dar am zis, hai să încerc, știindu-i. Bineînțeles, dirijorul nici n-a stat pe gânduri. A spus clar că pentru un astfel de caz chiar l-a și impresionat foarte tare povestea Teodorei. Nu există să nu putem face asta. Și iată că am avut și acordul orchestrei, participarea lor, orchestra care ne va acompania pe toți cei care vom urca pe scenă luni.
Ne-am apucat de treabă, am trimis partituri, am trimis piese, orchestra deja repetă de mai bine de 2 săptămâni, pentru că în fața publicului trebuie să apărăm pregătiți, nu se poate altfel. Și apoi vor mai fi și 3 ansambluri de dansuri de aici, de la noi din Iași. Cam asta este povestea, pe scurt, a acestui eveniment. Acum, uitându-mă în urmă că este aproape trecută luna de zile, mi se pare ușor și aș mai lua-o oricând de la capăt. Deci, cam o lună de zile a durat această organizare. Da, bine, prezentai lucrurile ca și cum ele ar fi foarte ușoare, firești. Foarte... Adevărat că a organiza un spectacol nu e chiar așa de ușor, trebuie să spunem acum lucrurile așa pe lume. Este, așa că cei este. De acasă spun, vai, dar ce ușor e, că dai două telefoane, noi, ne-am întâlnit, urcăm pe scenă și... Nu e chiar așa, da, totuși da. E o muncă în spate, e repetiții, organizare... E o muncă și am avut etică. Oamenii potriviți la locul potrivit. Eu, fiind din rândurile lor de acum, mi-a fost ușor. Apoi, trebuie să amintim, a fost nevoie de o locație. Exact. Și mi-am dorit, la fel de la început, să urc acest spectacol pe scena Casei de Cultură a Studenților. De la dorință până la îndeplinirea ei, nu a fost, iată, iarăși spun că a fost ușor, m-am dus și am bătut la ușa domnului director Bogdan Cruceanu. I-am prezentat povestea și ce credeți? Și acolo am primit un răspuns afirmativ. De aceea spun, într-adevăr, așa cum spui, lucrurile s-au întâmplat firesc și eu mă mir de cât de repede și de cât de natural și firesc s-au petrecut toate și, într-adevăr, ajung să cred că Teodora este un copil norocos, pentru că, până la urmă, pentru ea se întâmplă toate aceste lucruri. Și am avut și sala, cu personal, cu tot, mi-a pus-o la dispoziție, îmi este aproape, susține promovarea evenimentului, distribuirea invitațiilor. Și absolut tot ceea ce este necesar. Deci eu zic că e un semn divin, pentru așa că este. De obicei atunci când vrei să faci o faptă bună, cel de sus te ajută și îți deschide căi. Și așa tu este. Cam de asta ai avut parte. Da, da. Pe unde m-am dus s-au deschis practic înainte ca eu să bat. Parcă mă așteptau acolo și totul a fost ușor. Acum... din biletele vândute, clar, toată suma va merge spre Teodora. Dar, cum spuneam, și în organizare au mai fost nevoie de niște bănuți. Și am câțiva sponsori, nu o să-i numesc, știu că nu este voie, dar este vorba de 2 restaurante din oraș, trebuie să specificăm. Unul dintre acestea va asigura catering-ul la prânz pentru momentul în care va ajunge orchestra și trebuie să le mulțumesc, pentru că nu puteam să țin acei oameni veniți de pe drum, să-i pun să cânte până seara târziu, pe la 21, preconizăm noi că se va termina tot spectacolul. Și atunci am apelat și eu, la fel, am bătut la uși. Pe unde s-a putut și s-a putut. Așa că voi avea aceste platouri cu care voi aștepta și voi întâmpina orchestra, iar un alt restaurant seara invită toți artiștii la masă și avem asigurat cina cu orchestră și cu toți interpreții care vor fi pe scenă. Bineînțeles, o cofetărie ne și îndulcește și tot așa, de la prieteni, de la cunoștințe, au fost oameni care... și-au achiziționat aceste bilete, invitații cu donație, pentru că așa le-am numit eu, invitație cu donație, și pe lângă asta au mai lăsat acolo un bănuț pentru organizare, să susțină evenimentul și pe această parte, din umbră. Mai sunt locuri? Mai sunt locuri, da. Suntem undeva la jumătate și sper ca în această săptămână, pe ultima 100 de metri, să vindem toate invitațiile. Eu inițial am spus că fac eu totul. Că chiar am postat pe Facebook, am făcut și am creat un eveniment și acolo am spus că pentru toți cei care doresc să-și achiziționeze invitații, sunt dispusă să le înmânez personal. Asta fac de vreo 2 săptămâni, alerg împreună cu soțul meu, mă duce și mă întâlnesc cu cei care vor să le cumpere, dar se pare că nu a fost suficient, timpul meu nu a fost atât de suficient pentru a face singură totul, așa că bilete se găsesc și la secretariatul Casei de Cultură a Studenților. La doamna Lenuș, bineînțeles, în timpul programului, îi mulțumesc tare mult că mă ajută și cu acest lucru. Și în ziua spectacolului, chiar la intrare, pentru cei care nu reușesc să-și achiziționeze până atunci, vor exista voluntari, este vorba de fiica mea și de colegele ei de clasă, domnișoare de clasa 8-a, care au
vrut să facă și ele ceva și atunci am spus foarte bine, voi o să fiți acolo, o să vindeți bilete și de ce nu, că am fost întrebată, să primească și alt gen de donații. Hăinuțe, dulciuri, alimente, deci toți cei care vor să dea și altceva pentru Teodora, în holul casei studenților, înainte de începerea evenimentului, pot lăsa acolo la domnișoarele voluntari care vor prelua tot ceea ce au ei de dăruit. Da, deci toată familia e angrenată în proiectul ăsta, păi și vecinii, nu? Nu, vecinii, nu. Familia, de da, și prietenii și toți oamenii, toată echipa, practic, da, suntem da. O echipă fără de care nu aș fi putut. Am spus eu că am vrut să fac totul singură, nu se poate, dar nu se poate. Un greu, astfel da. De eveniment nu se poate, așa că le mulțumesc tuturor celor care sunt alături. Artiștii, colegi din presă, iată cum sunteți și voi, că am avut unde să promovăm. Vezi evenimentul, contează foarte, foarte mult să ai unde să te duci și să fii primit bine și să fii susținut. Cât costă un bilet? Pentru că e foarte important. 20 de lei. 20 de lei. Donația pentru Teodora practic este de 20 de lei. Sala are o capacitate de 477 de locuri cu posibilitatea de a mai suplimenta cu 30. Și m-am gândit așa, făcând un calcul rapid, 500 de locuri ori 20 de lei ar fi undeva la 10.000 de lei. Dacă eu aș putea să dau toate biletele, cam asta ar fi suma pe care i-aș dărui eu Teodorei. Și eu zic că merită. Iar noi, cei de pe scenă, promitem să aducem în fața publicului un spectacol frumos, de care o să-și aduc aminte cu drag. E o sumă consistentă, într-adevăr. Da, e o sumă consistentă, dar 20 de lei mi se pare o sumă absolut rezonabilă, ca să nu spun chiar mică, deși eu aș spune chiar mică, sunt o mulțime de artiști care urcă acolo, care muncesc. Așa este. Se merită, chiar se merită. Și oamenii din Iași iubesc muzica populară. V-am spus, am cântat la Zilele Iașului, am cântat la sărbătoarea ei, am fost prezentă acolo și ați fost și voi, din câte mi-amintesc că ne-am intersectat pe acolo. Public a fost, deci acei oameni iubesc folclorul și atunci trebuie să fie și alături de noi și, bineînțeles, de Teodora. Mai ales pentru că e un scop nobil. Da. De această dată au o dublă motivație pentru care așa să vină. Este. Odată să se simtă bine, deși cred că prima oară ar trebui să o facă pentru Teodora și apoi pentru a se simți bine. Da, dar eu am vrut să le dau ceva în schimb și să le dau ceva în schimb care să-i bucure. Pentru că așa este normal. Când cer ceva, trebuie să și oferi. Și ăsta este felul nostru de a oferi celor care ne iubesc la rândul lor. Haideți să vedem, am zis că dai citirea acelei liste. Da, cu mare drag. Este vorba de interpreții îndrăgiți. Claudia Martinică, Constantin Bahrin, Ștefan Deaconița, Pamfil Roată, de dumnealui spuneam că vine tocmai de la Vatra Dornei, Maria Costioaia, Cristinel Iordăchioaia, Lili Ciortan vine de la Vaslui, bineînțeles eu voi fi prezent acolo și doi interpreți care vin împreună cu orchestra sunt de la Bălți, este vorba de Stella Melnic și de Ion Macovei. Acompaniați cu toții de orchestra Barbu Lăutaru de la Bălți, dirijor Mihai Verhovețchi. Iar cei care vor dansa sunt Doina Carpaților, sub conducerea maestrului dirijor Petre Șușu, Hora Moldovei, care îl are ca și manager artistic pe Emilian Păduraru, l-am văzut și pe la voi pe aici, este un prieten de acum al emisiunii, și Floare de Bujor, coregraf Cristi Ostafi. Toți îmi sunt prieteni, toți îmi sunt dragi și mă bucur și mă onorează faptul că au dorit să fie prezenți în acest spectacol. Și din nou se confirmă vorba din popor, prietenul la nevoie se cunoaște. Așa este, așa este. Trebuie să mai spun că am partener în promovare și primăria municipiului Iași, la fel mulțumiri înmiite, pentru că au acceptat să ne promoveze evenimentul. Suntem prin oraș, afișul este prin oraș, inclusiv în mijloacele de transport. Deci am avut parte de promovare și atunci dorim să facem, să iasă lucrurile așa cum le-am visat noi. Cu siguranță vor ieși pentru că Teodora merită și părinții ei și frățiorul ei. Așa este. Hai să spunem mai multe lucruri despre Teodora, nu vreți? Da, să mai povestim un pic despre ea, că până la urmă ea e ea elementul este, care ne adună pe toți lunii. Dar trebuie să povestim în 3 minute, pentru că la final trebuie să vedem exact povestea în știrea pe care IaşTV Life-ul l-a făcut-o, tocmai pentru a susține cauza nobilă pe care încerci să o faci așa de frumoasă. Să dea Dumnezeu să iasă și frumoasă și
așa cum ne-am dorit, să o putem ajuta concret, să-i oferim ceva, să oferim familiei, practic, nu doar Teodorei. Dacă le asigurăm lemnele pentru iarna asta și o alimentație variată pentru copii, totuși este ceva. Trebuie să spunem faptul că Teodora este o fetiță, într-adevăr, care suferă de sindrom Down, dar care nu se lasă doborâtă și care are foarte mult optimism. Asta am văzut eu în iarna trecută, emană foarte mult optimism. Are ochișorii foarte veseli, indiferent de greutățile prin care trece, și are și un frățior mai mic care o susține și Alex o iubește. Exact, o iubește foarte, foarte mult. Da, da, și este sprijinul Teodorei, pentru că ea are nevoie și de afecțiune și de un partener de joacă și de un model. Și Alex a venit, cum spunea mămica lor, doamna Ciobanu, a venit și el trimis de Dumnezeu cu un scop. Așa este. Da. Frățiorul ei a avut într-adevăr o soartă mai fericită, este un copil sănătos pe care familia îl crește cu la fel de multă dragoste pe cât o crește și pe Teodora. Ei fac în fiecare zi, din câte știu eu, din câte știam eu, făceau naveta până la Star of Hope, pentru că acolo are parte de terapie. De terapie, exact. Și acum merge zilnic la școală, este elevă la Colegiul Tehnic Ion Holban. Practic, de acolo am aflat eu de dânsa. Și au probleme și cu transportul. De multe ori nu își pot permite acei bănuți care să le asigure transportul și Teodora stă acasă. În loc să meargă la școală sau la terapie, este nevoită să stea acasă din lipsa banilor. Deci povestea e și frumoasă și tristă totodată, dar e de viață, pentru că practic nu cred că există așa o viață în care să curgă lapte și miere dintr-o așa parte este. În alta. Problemele sunt peste tot, cum se spune. Sau invers, dar, da, așa este. A lor, într-adevăr, sunt mai probleme decât ale altora și... Eu mai am o ultimă întrebare pentru tine. După ce termin cu acest eveniment, dacă ți iese așa cum îți dorești, spune-ne că va fi doar startul și că vei mai organiza cu siguranță de și îmi doresc. Eu la bază sunt profesor, nu știu dacă știți, sunt învățătoare, practic, profesor, ne numim acum toți că na, avem și noi facultăți, dar sunt învățătoare de 20 de ani. Iată că în acest moment îmi cam doresc să părăsesc învățământul, am zis că a venit vremea să las locul altora mai tineri și eu să îmi dau toată energia în acest domeniu, în cântec, în organizare de evenimente de acest gen, de ce nu, și în presă, pentru că și eu sunt colegă cu voi undeva, într-o altă parte, la o altă televiziune. Noi îți mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră și să dea bunul Dumnezeu să o puteți ajuta cât mai mult pe Teodora și să o putem ajuta cu toții, așa că, dragi telespectatori, nu stați acasă. Deci, luni seară, la ora 19. La ora 19, da. Bilete acolo sau pe afiș, este numărul meu de telefon, pot fi sunată, mă întâlnesc cu toată lumea. Deci, iată, vă duce biletul practic la ușă. Acasă, da. Așa este. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu un alt fel de muzică, dar rămâne pe aceeași traiectorie, cea a muzicii. Noi suntem familia Ciobanu, Alex, Teo, Lili și Cristi. Povestea noastră sau a Teodorei începe acum 9 luni, când am aflat că sunt însărcinată. O sarcină cu probleme, dar Dumnezeu a vrut să ne dea un copil special ca să ne schimbe atât pe noi cât și pe cei din jur. În linii mari, aceasta este povestea familiei Ciobanu. Cu toate greutățile pe care le întâmpină în viața de zi cu zi, cea mai mare realizare a părinților sunt cei doi copii. Boala Teodorei nu reprezintă o povară pentru ei, deși cu greu fac față cheltuielilor. Copila este specială și are nevoie de o atenție suplimentară. Pentru că Teodora ne-a adus multă bucurie și ne aduce și acum... prin realizările pe care le face, l-a schimbat pe soțul meu. El a avut probleme încă din copilărie, dar prin acest copil s-a transformat foarte mult. A realizat că cea mai importantă este familia. Părinții luptă zi de zi pentru ca Teodorei și lui Alex să nu le lipsească nimic de pe masă, însă singurul ajutor pe care îl au este cel din partea statului. Soțul meu este asistentul personal al fetei.
Are nevoie de supraveghere constantă, trebuie să stea cu ea 6-7 ore, chiar 8 ore la școală cu ea. Este salariul minim pe economie de asistent personal, alocația ei de 200 de lei și alocația complementară de 106 lei. Familia Ciobanu are nevoie de transport pentru ca Teodora să nu lipsească la nicio oră de terapie, mâncare, lemne și medicamente. Când a aflat despre povestea micuței, cunoscuta interpretă de muzică populară Beatrice Duca a decis să organizeze un concert caritabil. Va fi vorba de orchestra Barbu Lăutaru, care va acompania 11 interpreți de muzică populară, dintre care doi sunt de acolo, de la Bălți, sunt componenți ai orchestrei. Vor fi și trei ansambluri de dansuri cunoscute de aici, de la noi din Iași. Toți îmi sunt prieteni și toți au dorit să sară în ajutor Teodorei. Cei care vor să dea o mână de ajutor fetiței să poată duce o viață normală sunt invitați la concert pentru Teodora, eveniment care va avea loc pe data de 30 octombrie la Casa de Cultură a Studenților, începând cu ora 19. Prețul unui bilet este de 20 de lei.